Era o perioadă în țara asta când îți trebuia un training bun și un BMW seria 3 și aveai tot ce trebuie. Erai cel mai șmecher din cartier, aveai o viață fericită și te puteai mândri cu tine, puteai conduce așa prin oraș, nici nu trebuia să semnalizezi. Atâta de șmecher erai, dar s-au schimbat timpurile, s-au schimbat oamenii, s-au schimbat mașinile și parcă în ziua de astăzi bătrânul seria 3, e nu-i bătrân, că e din 2021, nu mai la fel de căutat, parcă lumea nu-i mai la fel de curioasă. Ce s-a întâmplat? Mai merită să-ți cumperi un seria 3? Îs la fel de bune? Îs la fel de faine? Sau ori scăzut în calitate? Aflăm astăzi în episodul ăsta, bineînțeles, mașina am de la băieții de la BDV Best Auto, care este cel mai tare serviciu de rent car din România, pentru că poți să închirezi astfel de mașini de la ei. Hai să începem! Serios acum, mai știți când era țara asta divizată în două, între Passat și seria 3? În ziua de astăzi vedem din ce în ce mai multe mașini prin oraș și nu numai Passat și seria 3, din ce în ce mai multe mărci și, bă, la design, seria 3 ăsta e absolut superb. Avem stopurile astea frumoase, uitați-vă ce bine arată, avem pachetul M, avem două evacuări reale care arată bine, apoi dacă mergem un pic pe lateral și chinuim bebelușul Steffi, avem chiar o linie frumoasă, un pic mai simplă, de care m-am plâns și la review M4-ului, că nu mai e la fel de sportiv, elegantă linia, dar totuși arată bine, uitați, jantele, geamurile fumurii care vin așa din fabrică, oglinzile arată bine și, nu în ultimul rând, în partea din față seria 3 asta arată bine, adică să mă corectați dacă greșit, dacă greșesc. Dar eu chiar cred că designul la mașina asta, nu știu că e o mașină de serie, pe exterior e de nota 10. Ai grilă frumoasă, faruri frumoase, cu laser apropo, plus că am adăugat și dotarea asta că fantele acum se deschid și se închid în funcție de nevoie, astfel încât mașina să fie cât mai aerodinamică și să ia aer doar cât îi trebuie. Bun, și atunci ce nu le place românilor? Că designul e bun. Poate nu le place cumva cei sub capotă? Păi, seria 3-ul ăsta, eu zic că vine exact pentru noi făcut. Pentru că 2.0 diesel, 190 de căluți, consum bunicel, căluți bunicei, cuplu și impozit mic, plus că mașina asta e X-Drive și X-Drive de la șmecher, adică trage permanent, cu un raport de 60-40, 40 pe față, 60 pe spate, deci și sub capot are ce trebuie, plus că poți să-ți cumperi și 3.0 dacă te simți mai în bani, poți să-ți cumperi doar tracțiune spate dacă vrei să fii mai băiețaș de cartier. Poate nu-i portbagajul destul de spațios și poate aia nu le place românilor, da? Eu zic că tocmai am demonstrat că e spațios, pentru că uite-te ce bine stau eu aici, adică asta e noua mea casă, să știți că mă las de YouTube și îmi cumpăr BMW și nu m-am portbagaj, stau de acum încolo. Pa, pa! Serios acum, lăsând gluma la o parte, noi chiar încercăm să analizăm un pic de ce nu-i mai la fel de popular seria 3-ul. Poate, nu știu, nu-i la fel de spațios în interior cum era mai de mult. E bine, n-are cum, că mașinile devin din ce în ce mai mari. Chiar actualul seria 3, G20-ul, care a apărut în 2018, îi la fel de mare în dimensiuni ca și seria 5-ul E29. Deci mașinile devin tot mai spațioase, tot mai mari. Plus că aici centrala ai un climatronic, un suport așa, depus mâinile, un suport de pahare. Nu te poți plânge la capitolul ăsta. În interior și în spate eu zic că arată bine, plus că îmi place mult cum arată bancheta, pare calitativă. Și la fel ca și scaunele față, cum o să vedem mai târziu, are o combinație, să zic așa, perfectă de piele și material textil, care e perfect, pentru că ai pielea aia, să zici, da, mă, iau un BMW cu piele, dar ai și materialul textil, ca atunci când e iarnă sau când e vară, să nu pui fundul și spatele pe ceva super rece sau super cald. Nici la capitolul dotări, seria 3 nu stă de rău deloc, plus la capitolul calitate interioară, eu cred că dacă facem o comparație cu nemțeștile, Audi A4 și chiar și C-Class-ul, eu zic că BMW-ul are cea mai bună calitate în interior, ai peste tot material moale, avem și cusătură frumoasă pe bord, până și aici un material super moale, aici nu avem scârțituri, fiți atenți, nu s-aude nimic, mai știți cum s-auzea în CLA, ce urât scârția, aici e super, super ok, ai un sistem multimedia care nu aș zice că e cel mai fantastic, tot mai mult ar plăcea cel de la Mercedes, dar e simplist și bun. Și totuși, ce se întâmplă? Știu că v-am îmbătat de cap cu ce se întâmplă asta, cu de ce nu-i mai seria 3-ul la fel de popular, dar ajungem la o concluzie cât de curând. Pentru că înainte vreau să vă arăt padelele pe volan, volanul, visual display-ul, care, din nou, nu-i cel mai bun, nu-i cel mai rău, îmi place. Hai să pornim un pic și dieselarul ăsta. Opa! Vrum!
atunci când îl pui pe sport, vezi turațiile, dar în modul normal de condus confort și EcoPro, tu nu vezi turațiile, în modul confort ce vezi aici e cât la sută din puterea motorului folosești. Ceea ce e interesant că au schimbat chestia asta, dar dotările care îmi plac cele mai mult sunt cele pe care le folosești atunci când parchezi. Pentru că pe lângă camera asta 360 de grade care funcționează foarte bine, te ajută să nu-ți zgâri jantele, mai ai și cameră în spate care, uite, cum virezi tu volanul, nu știu dacă se vede foarte bine pe filmare, dar virează și ea. Uitați, acum vedem doar o bucată din Mercedes ăsta și acum îl vedem aproape cu totul. Vedeți cum camera spate și camera față cumva își schimbă perspectiva în direcția în care înclin tu volanul. Plus, cea mai tare dotare pe care o voi menționa mereu când fac prezentări la BMW-uri din generația asta, Reversing Assistant-ul, îl bifez aici și ce face? Ea face mișcările exact pe care le-ai făcut tu când ai venit cu fața, ea le face acum. Deci eu am venit, uitați-vă la volan, volanul pur și simplu virează, pentru că ce am făcut eu ca să mă bag aici, deși practic o parcare goală, dar dacă era un garaj dificil, eu cu fața mă bag mult mai ușor, dar cu spatele nu știu să mă bag. Și atunci reverse assist-ul ăsta mi se pare o dotare absolut genială, plus, ca să nu uit, car wash mode, dacă mergi la o spălătorie de aia așa cu role, cu perii, îți arată unde vor merge roțile față, ca să nu-ți zgâri jantele, pentru că de multe ori la o spălătorie, tu dacă nu ești un șofer foarte bun, te trezești că dai cu jantele alea tale scumpe de BMW-ul, mâncățăși, și după aia ce se întâmplă? Ți le zgâri și trebuie să-ți scoți bani din buzunărele. Ei bine, cu dotarea asta ai scăpat, ești stress free. Tot la capitolul dotări, îmi place mult și cheia digitală pe care o ai, pe lângă cheia standard. Cheia asta e un card care atunci când nu vrei să folosești cheia normală, vrei, nu știu, să ai doar un card în portofel, să fii modern, îl pui aici, mașina pornește, detectează, plus tot aici ai și încărcare wireless pentru telefon, ceea ce e plus, dar știți că la multe mașini telefonul trebuie să-l conectezi pentru Android Auto cu un cablu. E bine, seria 3-ul și toată noua generație de BMW-uri vine cu Android Auto prin Bluetooth. Uite aici, deci am Waze-ul, practic scap de poliție, de miliție și nu trebuie să fac nimic, nu trebuie să bag niciun cablu, telefonul îmi stă. Îl pot băga relaxat la încărcat acum, intru pe ce aplicație vreau eu, fie că e Waze, fie că e Maps, fie că e Spotify, fie că e Busy Day să-mi citească știrile și se mișcă foarte bine și foarte fluid totul prin wireless, care cum să vă spun, dar pentru mine e mare, mare plus, ador funcția asta. Hai să nu mai stăm un pic aici așa pe loc la dotări, că mai sunt, bineînțeles, mai sunt sistemele de securitate. Lane Assist, Front Assist pentru Collision, atunci când apeși pe butonul central poți să configurezi setările de siguranță, pentru că BMW-ul pune mare accent pe siguranță mai nou, deci ai Front Collision Warning-ul, poți să-l pui să intervine mai devreme, mai târziu, Side Collision-ul, dacă vrei la Lane Assist să și-ți tragă de volan sau să nu-ți tragă de volan. Deci dotările sunt chiar bune pe nou seria 3, plus că vine standard cu scaune încălzite, ceea ce e binevenit. Dar să dăm și un test drive, să vedem de ce nu le mai plac românilor seria 3-ul. Cred că n-am conjugat bine, dar nu contează. Din cauza că nu se conduce bine. Și bineînțeles că nu o să facem test drive-ul în oraș, că o să-l facem în afara orașului ca să ne putem distra mai tare și îmi pun și GoPro-ul. Numai bine așa vă pot explica ce mă deranjează cel mai tare la noua generație de BMW-uri. Am scaunul la maxim de jos lăsat și volanul la maxim de jos, deci nu se poate lăsa. Acum e maxim de sus, maxim de jos. Vedeți diferența asta între piciorul meu și volan? E mai mult de o palmă. Deci diferența asta e mai mult de o palmă și eu n-am niște picioare subțiri, am chiar niște picioare groase, aș putea zice. Mă deranjează enorm că mie îmi place să-mi las scaunul cât mai jos, să fiu cât mai aproape de centru de greutate al mașinii, dar volanul e sus și stau nașpa și atunci ce trebuie să fac? Mereu să-mi ridic scaunul. Deci, parcă noile BMW-uri sunt toate făcute să stai în ele ca și într-un SUV, să nu mai stai cu fundul de pământ, să stai cu fundul ridicat. Dar ai moduri de condus, confort, EcoPro, sport. Și cum să vă zic, aderența pe modul sport e incredibil de bună datorită faptului că are 4x4 bun, raport 60-40. Deci se lipește de asfalt mașina asta, pur și simplu se lipește de asfalt. Ca și sportivitate, deși are 190 de căluți, nu simți că trage, accelerează, dar îți dai seama că pierde mulți cai la tracțiunea în spate, adică din eficiență se duce mult și nu-i la fel de rapidă ca și cum dacă ar fi numai tracțiune spate. Dar îi bine, nu-mi trebuiesc mașini de serie super rapide. Dacă vrei mașină super rapidă, îți iei M3. Nu îți iei 2.0 diesel și aștept să fie bună de circuit. Îi sportivă încât să faci o depășire, încât să te bucuri de volan, ai experiență decentă la volan.
În schimb, ce nu ai așa de mult, aș zice antifonare. Măi, eu nu știu, dar mi se pare gălăgioasă mașina asta. Deci aud roțile care, apropo, sunt cauciucuri de vară, nu de iarnă, care fac gălăgie. Le aud pe asfalt cum rulează la 90 la oră. Aud vântul cum trece pe lângă geamuri. Și apropo, nu-i fără ramă. Ușile nu-s fără ramă. Sunt uși normale. Mi se pare un pic gălăgios, dar nu cred că asta e motivul din care nu-și cumpără românii seria 3. Dacă ajungem și la concluzia vlogului, seria 3 a scăzut în popularitate, la fel ca și Audi A4, la fel ca și C-Class, din următorul motiv. Lumea nu mai vrea berline normale, că lumea vrea SUV-uri. Lumea zice, oh, păi mai bine mi-au un X1 sau un X3 decât seria 3. La fel și la Audi, nu trebuie A4, dăm acolo un Q3, dăm un Q5. Lumea se îndreaptă spre SUV-uri și, din păcate, mașinile de serie în 4 uși sau în 2 uși, în 2 uși, devin din ce în ce mai nepopulare. Deci seria 3-ul, ăsta în care mă aflu acum, și să știți că la o mașină de serie să primească așa notă, din punctul meu de vedere primește 4 stele, e ceva wow, deci e o mașină de 4 stele, pe care lumea nu o cumpără la fel de mult ca și înainte. Că s-a schimbat trendul. Lumea vrea SUV-uri, nu mai vrea berline faine. Și asta e o berlină faină, corectă, cu design superb, cu dotări bune. Cu mici minusuri pe interior, cum ar fi volanul și pot să zic că sistemul Ultimedia nu mă dă enorm de mult pe spate, dar cu dotări faine, la parcat și cu muzică bună, nici v-am zis că are boxe Harman Kardon, cu cutie automată genială, cutie automată ZF în 8 trepte, care părerea mea e peste un DSG. Dar lumea pur și simplu nu mai e curioasă. Ceea ce într-un fel e trist, aș putea zice, că eu mă declar fan al unei asemenea berline. Dar arătați-vă și voi părerea în comentarii. Eu am fost Andrei. După părerea mea, da, merită să-ți cumperi un seria 3 dacă nu ești fan SUV-uri. E o mașină corectă. Și ne vedem la următorul. Salut!